Istoricul rus Tamara Eidelman, care și-a părăsit țara natală după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a prezis soarta dictatorului Putin. Potrivit ei, liderul de la Kremlin va fi posibil să fie pus în acuzare numai atunci când Rusia va fi de acord cu acest lucru, scrie Unian. Potrivit istoricului, Putin va sta în banca lui numai atunci când țara lui va fi de acord cu acest lucru, relatează publicația ucraineană Segodnia. Deci, în primul rând, trebuie să aibă loc unele schimbări în Rusia și, din păcate, nu sunt sigură că dacă vor avea loc astfel de schimbări la care ne așteptăm foarte mult, Putin va ieși viu din ele. Ei bine, vă puteți aminti de soarta lui Gaddafi, a spus ea. În 2012, potrivit lui Eidelman, a existat o evoluție pașnică a regimului în Rusia, dar Putin a continuat să facă presiuni. El însuși îi provoacă pe toți nemulțumiții la acțiuni mai radicale, așa că nu știu dacă va trăi până la. Haga. Și e păcat pentru că mi-aș dori să fie un proces. Au fost acuzații, dovezi, spune istoricul. Este doar o chestiune de timp până când rușii încep să vadă dincolo de propaganda președintelui Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, susține și un fost apropiat al liderului de la Kremlin, care a vorbit cu Washington Post. În trei luni, magazinele și fabricile își vor epuiza stocurile, iar amploarea morților din armata rusă va deveni clară, a declarat oligarhul Sergei Pugaciov, care a făcut că în va parte din cercul interior al lui Putin. Pugaciov, cunoscut anterior drept bancherul lui Putin, a fugit la Londra în 2011 după ce s-a certat cu liderul rus. Fostul bancher rus, care a fost acuzat de delapidare de fonduri de către guvernul rus, a spus că deteriorarea relației sale cu Putin l-a făcut să se teamă pentru viața lui, potrivit BBC News.